Johnny Depp a câștigat procesul intentat fostei sale soții, Amber Heard, care a fost găsită vinovată de defăimare. Decizia a fost luată de un juriu care a stabilit că actrița a acționat cu răutate și a făcut acuzații false. Ea trebuie să-i plătească acum lui Johnny Depp despăgubiri de 15 milioane de dolari. El cerea 50 de milioane din cauza unui articol pe care soția lui l-a scris în Washington Post acum 4 ani. Acolo îl acuza de un abuz domestic, iar Depp a susținut că după publicarea materialului, reputația și cariera i-au fost distruse. Același juriu a dat câștig de cauză parțial și lui Amber Heard. Johnny Depp a defăimat-o la rândul lui și trebuie să-i plătească despăgubiri de 2 milioane de dolari.